Așa cum o inimă fizică nesănătoasă îți poate distruge trupul, o inimă nesănătoasă din punct de vedere spiritual și emoțional te poate distruge pe tine și relațiile tale. Practic, inima noastră este implicată în orice. Dictează orice relație, conduce orice stare, aduce pasiune, mână cuvintele, exagerează, se plânge, totul trece prin inima noastră. Există lucruri care ne afectează inima mânia, orice problemă, supărare și experimentăm atât de des lăcomia care ne împinge spre cele mai nebănuite experiențe în viață sau lipsa de iertare care împovărează inima pentru că atunci când ierți, eliberezi pe cineva de ceea ce îți datorează, dar te simți oarecum frustrat de modul în care cineva te-a tratat. Păzește-ți inima, căci din ea ies izvoarele vieții. Trebuie să avem grijă de inima noastră în perioada aceasta. Roagă-te pentru că paza cea mai bună este să ceri protecția lui Dumnezeu pentru inima ta. 2. Veghează, păzește ceea ce afectează sau ceea ce iese din inima ta și în felul acesta poți să protejezi prin alegerile pe care le faci ca inima ta să nu sufere. Îți doresc o inimă sănătoasă. Ai grijă de inima ta!